Cel ce învinge va moșteni acestea și eu îi voi fi Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu. Cât despre cei fricoși, necredincioși, întinați, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți cei mincinoși, partea lor este în lacul aprins cu foc și sulf. Și mi-a spus: intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Avem nevoie de vindecare, avem nevoie de eliberare, avem nevoie să-ți vedem mâna ta la lucru, de aceea răspunde, Doamne. Mai înainte de toate voi înălța paharul izbăvirii și voi spune-ți mulțumesc, Doamne, pentru Iisus Hristos, Fiul Tău, îți mulțumesc pentru jertfa Sa, îți mulțumesc pentru sângele vărsat la Golgota, îți mulțumesc că sunt răscumpărat, îți mulțumesc în această seară, glorie Ție, suntem aici, cei mântuiți, cei izbăviți și din cortul acest al neprihănirii se înalță strigăte de laudă și cei neprihăniți, Doamne, Dumnezeul meu, se apropie de Tine cu nădejde. Glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, glorie Ție, binecuvântează, revarsă-Ți îndurarea în această seară, revarsă-Ți mila Ta peste noi, glorie numelui Tău. Avem nevoie de vindecare, avem nevoie de eliberare, avem nevoie să-Ți vedem mâna Ta la lucru, de Tată, mulți am obosit. Mulți nu mai găsim motivația ca să ne ridicăm. O viață atât de ciudată. Parcă suntem prizonieri în propria noastră viață. Ne-au obosit lucrurile pe care le facem. Ne simțim, Doamne Dumnezeu meu, ca niște prinși. Uneori de dimineață până seara nu vedem decât trudă și alergare. Dar am înțeles astăzi că nimic nu-i întâmplător. Tu ești Dumnezeu care binecuvântezi ogorul în care ne aflăm. Tu ești Dumnezeu care m-ai așezat unde m-ai așezat cu un scop. Și n-am să mai spun o întâmplare. Și n-am să mă mai lupt cu țara aceasta, ci am să mă lupt, Doamne, să-ți rămân credincios în pătrățica în care m-ai ajutat să fiu. Doamne, Dumnezeul meu, când am zis că nimănui nu-i pasă, n-am știut că ochii Tăi mă privesc, că am uitat, Doamne. Capitolul 5. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă